Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi am invitat alături de noi pe Dana Stoica, actualul președinte al Ligii Studenților din cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații. Bună ziua, Dana! Bună ziua! Mă bucur foarte mult că mă aflu aici, în platoul Teleuniversității Timișoara. În primul rând, înainte de a vorbi despre actuala ta funcție de președinte în cadrul Ligii, vrem să aflăm mai multe despre tine. Gen, de ce ai ales Universitatea Politehnică Timișoara? Am ales această universitate deoarece încă din perioada liceului am aflat că Centrul Universitar din Timișoara este un centru foarte bun pe partea aceasta de electronică și telecomunicații, dar și orașul Timișoara este un oraș cu industrie dezvoltată din punctul acesta de vedere. Mi-a fost puțin greu, într-adevăr, să vin până aici deoarece eu sunt din județul Alba, iar majoritatea colegilor mei din liceu a mers spre Cluj. Dar gândindu-mă la viitorul meu și la cariera mea, am decis că este cea mai bună decizie. Am aflat că ești în anul 2 la facultate. Din experiența ta până în prezent, poți să ne descrii în câteva cuvinte Universitatea Politehnică Timișoara? Sigur că da, o să încerc. Când mă gândesc la Universitatea Politehnică Timișoara, mă gândesc la inovație, la performanță, la oportunități și de asemenea mă gândesc la o echipă. În toată universitatea este o echipă. Așa este. De asemenea, o echipă este și în cadrul Ligii, revenind la Ligă. Să ne spui cum ai luat tu contact cu Liga? Prima dată, venită la facultate fiind, am văzut în prima zi niște studenți îmbrăcați cu niște tricouri albaste, cu o siglă pe ele, care ne îndrumau spre locul, spre anfiteatrul D1, unde am avut deschiderea anului universitar. Iar mai apoi a avut loc prezentarea Ligii. Eu, cum am mai zis, venită fiind din Alba și cam singurică, nu prea aveam cunoștințe pe aici, și am decis să merg la prezentarea Ligii, să văd ce au oamenii aceia de spus, în speranța că mă voi integra și eu mai bine, voi găsi noi prieteni. Iar acest lucru s-a și întâmplat. Pe lângă toate acestea, bineînțeles, m-au impresionat foarte tare activitățile despre care ne-au vorbit acolo, ceea ce se întâmplă în Ligă, și am considerat că este o bună oportunitate de a mă dezvolta pe partea personală. Deci, oficial, de când faci parte tu din Ligă? Din luna octombrie anului 2014. Care au fost pașii pe care i-ai urmat pentru a ajunge președinte al Ligii? În primul rând, când am intrat în organizație, m-am înscris pe departamentul social, departament care se ocupă cu reprezentarea studenților pe partea de cămine, burse, tabere de vară, deoarece mi s-a părut un domeniu interesant, mai ales eu fiind locuind și în cămin. Iar mai apoi, bineînțeles, m-am implicat și în alte proiecte. Chiar primul meu proiect în care m-am implicat a fost proiectul Exchange, proiect prin care, în colaborare cu alte centre universitare din țară, aducem pentru o săptămână și de asemenea și de la noi pleacă studenți în alte centre pentru a vedea pentru o săptămână cum este viața de student la altă facultate din țară de electronică și telecomunicații. După câteva luni, am decis să candidez pentru postul de coordonator al Departamentului de Social, iar, bineînțeles, mi-am desfășurat din luna martie anului 2015 până în luna mai. Iar în luna mai, când au fost alegerile pentru tot biroul de conducere, am hotărât că este timpul să fac încă un pas spre dezvoltarea mea în Ligă și am candidat pentru funcția de secretar general, care până acum o săptămână a fost funcția mea începând de anul trecut din mai. Poți să ne spui cum te-a ajutat pe tine aceste funcții de-a lungul timpului ca să te dezvolți? Pe tine ca și student și ca și om de altfel. Aceste funcții m-au ajutat, în primul rând, m-am dezvoltat pe plan personal, am căpătat abilități bune de public speaking, am învățat cum să coordonez o echipă, cum am dobândit mai mult spirit de inițiativă, bineînțeles, și de asemenea am învățat puțin și despre partea legislativă a unei organizații non-guvernamentale, cât timp a fost secretar general.
ocupându-mă cu acte și tot felul de lucruri, de lucruri legislative. Ca și președinte, cum vrei să te implici în proiectele legii? Ca și președinte, îmi doresc, bineînțeles, ca proiectele noastre să evolueze și astfel încerc să caut noi parteneri, eventual să aduc lucruri inovative pentru ca acestea să se dezvolte încetul cu încetul. Poți să-mi spui din experiența ta pe care o ai, care a fost cel mai frumos proiect al legii sau care ți-a plăcut ție cel mai mult, în care te-ai și implicat de altfel? Proiectul meu de suflet, și sunt convinsă că și majoritatea colegilor mei îl consideră așa, este proiectul Fitul Fratele Mai Mare, care chiar sâmbătă va avea loc o nouă ediție. În acest proiect noi aducem în jur de 100 de copii de la centrele de plasament din județul Timiș și Caraș pentru a le oferi o astfel de zi de 1 iunie. Îi aducem aici, ne jucăm cu ei, îi ducem la teatru, facem tot felul de activități pentru ca ei să, pentru o zi măcar să se simtă că aparțin cuiva și că nu sunt singuri. De asemenea, vrem să te întrebăm dacă cumva tu, ca și președinte, vrei să faci ceva schimbări la ligă, din toate punctele de vedere. Ce schimbări vrei să faci tu? Nu știu dacă se numește neapărat schimbare, dar îmi doresc foarte mult să lucrez pe partea de motivare a membrilor și de asemenea pe partea de proiecte. Anul acesta dorim să organizăm prima ediție a proiectului Electronic Summer University. Mai exact, acesta reprezintă o universitate de vară în care ne propunem ca în perioada 22 august-4 septembrie să aducem aici 30 de elevi din toată țara pentru a vedea și a experimenta pentru 2 săptămâni viața de student. Ei vor veni aici, vor merge la cursuri, vor da examene, vor sta în cămin și de asemenea vor lua legătură și cu industria din Timișoara, mai exact cu reprezentanții companiilor, pentru a vedea ce oportunități li se oferă venind aici la facultate. Poți să ne spui cât de important este munca în echipă pentru a duce la bun sfârșit un proiect sau un eveniment pe care îl derulează Liga? Consider că munca în echipă este fundamentală, deoarece pentru proiectele noastre și mai exact pentru toate activitățile e nevoie ca oamenii care se ocupă de acel lucru să fie în adevăratul sens al cuvântului o echipă. Deoarece dacă fiecare face anumite lucruri singur, fără coordonarea cuiva și fără să vorbească cu ceilalți colegi de echipă, nu ar mai reuși să ducă la bun sfârșit în modul propus proiectul respectiv. Din experiența ta pe care o ai de 2 ani în Timișoara, poți să ne spui cum vezi tu viața de student? Recunosc, la început mi-a fost puțin teamă și m-am descurcat puțin mai greu când am început facultatea, locuind și în cămin, dar pe măsură ce timpul a trecut, făcându-mi noi prieteni, viața de cămin a devenit o plăcere, ținând cont că și în perioada examenelor ne întâlnim și învățăm împreună sau ieșim, complexul fiind un loc foarte animat și nu este greu deloc. Ai determinat studenții, de fapt, viitorii studenți să vină să locuiască în cămin? Da, de ce nu? Deoarece este primul pas pe care îl fac spre viața lor de persoană matură și adultă care trebuie să se descurce singură cu toate problemele și micile griji ale casei, cumva să zic așa, și este un fel de test. Așa este. Revenind la Liga, poți să ne descrii în câteva cuvinte Liga? Sigur că da. Pentru mine, Liga înseamnă familie, Liga înseamnă prietenie și în special înseamnă echipă. De asemenea, poți să ne spui cum ai determinat tu studenții să facă voluntariat? Pentru că tu ai deja o experiență și știi ce înseamnă această activitate de voluntariat. Dacă mă gândesc mai bine, gândindu-mă la cum ar trebui să determin eu studenții, bănuiesc că doar prezentându-le beneficiile voluntariatului, care nu se compară absolut deloc cu beneficiile pe care ți le aduce o muncă pentru care primești ceva în schimb din punct de vedere material. Beneficiile voluntariatului îți ajung direct la suflet. E munca aceea pe care tu o faci voluntar, fără să aștepți nimic material în schimb, iar apoi când vezi că în urma muncii tale te-ai dezvoltat și tu, ai căpătat experiență, dar și ai făcut un bine anumitor persoane, nu se compară cu nimic. Și expunând acest lucru
colegilor mei sau studenților din an mai mici, consider că asta i-ar determina să înceapă și ei activitatea de voluntar. Dacă tot ai spus că dobândești anumite experiențe, dar și abilități, poți să ne spui cam ce abilități dobândești atunci când faci activități de voluntariat? Abilități care poate te vor ajuta mai târziu în găsirea unui loc de muncă. Bineînțeles. În cadrul organizației, fiecare voluntar va avea și un contract de voluntariat, iar în urma activității lui va primi un certificat. Beneficiile ar fi, sau abilitățile, de exemplu, pe departamentul de resurse umane, înveți foarte multe lucruri legate de resurse umane și mai târziu poate poți într-o companie să te angajezi exact pe un post de resurse umane și va conta și activitatea pe care ai avut-o în organizație. Sau, de exemplu, relații publice, este același lucru. Deci, după cum spui, voluntariatul te ajută foarte mult în găsirea unui loc de muncă, întrucât dobândești, după cum ai spus, foarte multe abilități care le și dezvolți în momentul în care reușești să te angajezi. Poți să-mi spui cum reușești tu să te împarți între activitatea de voluntariat și, bineînțeles, facultatea, care, toți studenții spun asta, este prioritară? Bineînțeles, facultatea este prioritară. Și mi-a luat puțin timp, ce-i drept, ca să găsesc un echilibru între acestea două, deoarece, în primul rând, am venit aici pentru a fi student în cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații, iar abia pe urmă mi-am început activitatea de voluntar. Dar, până la urmă, am găsit cumva un echilibru și chiar dacă aceste două lucruri mi ocupă cea mai mare parte a timpului, o fac cu dragă inimă și mă chinui în fiecare zi să reușesc să mă împart cât mai bine. Mai e timp liber? Mai faci și altceva în timpul liber, dacă există? Cam puțin timp liber mai am, ce-i drept, dar îmi găsesc timp să merg la un film, poate cu prietenii, sau să ies în oraș la un suc, prieten care sunt totodată colegii mei din ligă, deci cumva tot în cadrul organizației este. Dar îmi place, chiar îmi place foarte mult ceea ce fac și nu consider că aș avea nevoie de mai mult timp liber pentru mine, deoarece fac tot ce îmi doresc momentan. Ne bucurăm să auzim asta. De asemenea, poți să ne spui care sunt planurile tale de viitor? În viitor, bineînțeles, îmi doresc să termin facultatea, iar mai apoi îmi doresc să mă angajez în domeniu, aici în Timișoara, într-o companie în domeniul telecomunicațiilor, deoarece eu de anul viitor o să mă specializez pe secția de telecomunicații a facultății noastre. Iar, bineînțeles, nu voi uita niciodată de organizație, chiar și după ce îmi voi termina mandatul sau activitatea mea de voluntariat în cadrul GIS se va încheia mereu, voi reveni cu dragă inimă și voi fi disponibilă cu sfaturi pentru cei care îmi vor urma. Noi îți urăm succes în activitățile pe care vrei să le desfășori mai departe și, bineînțeles, îți dorim succes în mandatul tău ca și președinte în cadrul legii și să ne revedem în continuare aici în platoul Teleuniversității pentru a afla cât mai multe informații despre ce se mai întâmplă în ligă. Vă mulțumesc frumos, cu siguranță ne vom revedea. Iar vouă, dragii mei, vă doresc numai bine până data viitoare. La revedere!